La toți de față și viitorii, sănătate, sunteți la Vreau să știu sport, așa cum se vede, pentru că invitatul nostru bea apă, iar noi bem apă cu întuneric, adică chiar se vede că suntem la un podcast de sport. Dragi prieteni, pe repede înainte, cum îmi place mie să spun, mic, dar genial în a lui activitate, în a lui carieră, medaliat la Jocurile Olimpice, multiplu campion mondial și european, participant și la concursurile de supraviețuire, le-a făcut pe amândouă, astea importante, și în ultima perioadă, după ce s-a retras, a început o carieră de antrenor. Și mai tare, în ultima perioadă și-a deschis propria academie. Am putea să-l prezentăm fără să exagerăm 5 minute, dar pe scurt, Marian Drăgulescu. Salut și bine ai venit! Te salut, Cătălin, și mulțumesc pentru invitație! Bine ai venit! Le-am cuprins cam pe toate, ai zis că ai fost la amândouă concursurile. Pe repede înainte, da. Pe repede înainte, da. Da. Marian, acum, într-o discuție ca aceasta, logica ar fi așa. Începem cu cariera ta. Când te-ai dus tu de mititel, nu? Și așa da, mai în departe. În 87 am început. În 87. Da. Cum era atunci? 87. Cum să fie? La vremea respectivă era tot ce își putea dori un copil. Direct gimnastică? Știu că ai mai făcut și un înot în karatele am început, karate. Într-adevăr. Pe vremea lui Ceaușescu, cu karate. Și eu stăteam în... și stau, părinții mei stau și acum, lângă Elia Manoliu, fostul 23 Bun. August, și traversam tot București, un Ghencea, acolo făceam la Steaua Karate. Dar și după jumătate se făceau karate pe Ceaușescu, da, nu? Se făcea karate, gimnastică și așa mai departe. Numai că a trebuit să vină un antrenor să facă selecție pentru gimnastică și așa am ajuns eu la gimnastică. La karate am ajuns prin tata fiind mecanic auto, i-a reparat mașina unui instructor, antrenor de karate, ulterior președintele Federației de Karate. Foarte. M-am reîntâlnit cu el nu de mult. Băi, Mariane, te-am pierdut ca și karatistă. Nu, să știi că contează și antrenorul dacă cum știe el să te atragă astfel încât să-ți facă plăcere să lucrezi, să faci acel sport și să te facă să te îndrăgostești practic de acel sport. Contează mult. Și not ai băgat? Am băgat și not. Not cred că și mai puțin vreo 3 luni de zile. Notul a venit după vreo 3 ani de gimnastică. A, deci nu atunci, înainte. Nu înainte. Deci am fost vreo 6 luni la karate. Nu-mi plăcea foarte tare la karate, foarte mult, pentru că se făcea și seara târziu, când toți copiii ieșeau la joacă și eu nu puteam să ies cu ei. Ce bună e iar asta. La karate era o disciplină de fier, cu toate că aveam 6 ani, 7 ani, aveam o energie de nu stăteam locului, nu puteai să mă ții. E, acolo trebuia să nu zâmbești, să nu chicotești, să nu te joci, să nu îl îmbrâncești pe unul, pe altul, eu așa și eram. Și Maria nu rezista. Nu rezista. Exact, nu rezistam. Și atunci când a venit antrenorul de gimnastică la școală, am fost unul dintre cei 4-5 copii selectați din clasă. Bineînțeles, la selecție noi urmărim la gimnastică să fie puțin mai scund de înălțime, mai subțirel, câteva calități, dacă are puțină mobilitate, puțină detentă și invitația la sala de gimnastică. Domn profesor și profesor cum era pe atunci, eu nu pot căs la karate? Nu, eu abia așteptam. A, tu ai deci tăcut? A venit, da, eu când am văzut că... Aici... Nici nu știam ce înseamnă gimnastica, nu știam cu ce se mănâncă, n-am văzut de Nadia Comăneci, mă uitam la filme cu Bruce Lee și cu Chuck Norris. Da. Cu toate că Bruce Lee, karate și am bafară, nu mi-a plăcut la karate. Nu, foarte tare, asta e paradoxal. Deci te uitai la filme cu el, dar nu. Da, păi de câte ori vedeam câte un film cu Bruce Lee, ieșeam afară o oră, țac. Dar uite, cu mintea de astăzi, dacă ar fi fost altfel antrenorul, te-ar fi atras? Nu știu, fără să dăm nume. Sau, știi, antrenorul de la karate, nu știu, să fi fost... Că ai spus că asta a contat, nu? A contat foarte mult. Despre exemplu, la gimnastică, noi ne-am jucat foarte mult în prima perioadă. În primele luni, noi mai mult ne-am jucat. Și te-a tras ușor, imediat. Exact, da. Trebuie să știi să te joci, să râzi cu copilul, mai faci o glumiță, mai... Da. Trebuie. Dar tu ai dreptate, era și disciplina de la mama ei karate. Da. Nu, să... stau și mă gândesc acum. Știi, să fost un antrenor, domnule... Nu, și mă gândesc la orice sport, adică nu poți să fii chiar atât de rigid încât copilul e mic, are energie, trebuie să mai râdă, trebuie să-și mai facă un prieten, trebuie să-l mai lași să-și consume energia și să urle, să zbiere, adică...
Bun. Și acum, normal, ar trebui să continuăm cariera ta. Și spun așa, Mariana, te rog, hai să ne oprim. Suntem în 1988, da? Facem un pas mare, un salt uriaș și ajungem în 2022-2023, când suntem acum, când Marian Drăgulescu are academie. Corect? Ne-ai ajutat și cu niște pozuțe, avem poze de acolo. Și vin și te întreb așa, ai copii de 7 ani, cum era Marian Drăgulescu când s-a 7-8 ani? De la 3 la 12 ani. Perfect. Hai să ne aducem aminte. Tu intrând în sala de gimnastică, prima dată, da? Și hai să vedem cum e un copil care intră acum. Mie mi s-a părut că un loc imens de joacă pentru copii. Așa mi s-a părut mie sala de gimnastică de la Lia Manoliu. Nu era atât de colorată. Saltelele nu erau atât de colorate și atât de diversificate și atât de moi unele dintre ele. Uite, spre exemplu, se vede în spate un fel de ăsta, un fel poduleț, de ladă, așa, nu? Asta, a, aia lada. Un fel de ladă. Tu aveai lada aia de lemn. Era de lemn. Și deasupra avea bucata aia de piele. Dar ne lovea destul de des. Asta e lada de acum? Lada pentru activitatea pe care o întreprindem noi acolo. Inițiem copiii în gimnastică și pot învăța elemente de bază din gimnastică fără să se lovească, fără să le fie teamă, frică și elemente de bază care îi ajută pe mai departe și în gimnastica de performanță și pentru stil de viață sănătos, dacă nu vor să facă performanță, dar și în alte sporturi de performanță. Spre exemplu, îmbunătățesc echilibru. Îmbunătățim flexibilitatea, mobilitatea, îmbunătățim coordonarea și motricitatea, lucrăm cu toate părțile corpului, îmbunătățim toate grupele musculare. Lucruri pe care pe copii îi ajută mai departe, chiar dacă vorbim, dacă doresc să continue în alta performanță, chiar în gimnastică sau în alte sporturi. La noi vin copii și din alte sporturi. Am înțeles, care practică și alte sporturi, vor să-și îmbunătățească anumite, ce interesant, să zic, calități. Frig în sală atunci, din ce mai ți-aduce aminte? Sau erau, nu erau termopane. Da, țin minte că în perioada iernii, asta, gândește deci că ești... ne îngheța mâinile pe paralele, pe bar, bară e de fier. Da, era un frig năpraznic. Da, surâdem așa, dar la un copilaș de 8-9 ani, pe vremea aia nu mai era, nu e de râs. Comparativ cu acum și cu condițiile de acum. Deci aici n-avem ce să discutăm. O sală nouă, cum spuneam, curată, călduroasă. Ia-ne încet, unde este? Ca oamenii să știe. Ca și reper așa, Bobocica, pentru cei care sunt... Faimoasa piață Bobocica. Așa, Calea Vitan... nu dau alte repere, că e un magazin mare acolo, lângă Oșan, ok. Că omul să te găsească, va veni și a zis și căutăm. Okay. Nu, acolo. Da. E vizibilă? Este în incinta confecțiilor, unei renumite fabrici de confecții, Lo Spacio. Bun. Avem parcare privată acolo, Academia Spacio este la parter. Poți să primești oricât? Ca număr de copii sau la un moment dat limitezi? Adică dacă vin, nu știu, mulți? La noi nu se poate veni decât cu programare, la telefon. Perfect. Avem grupe de copii în funcție de vârsta copiilor și ușor, ușor mai formăm grupe. În momentul de față avem câte două grupe cam în fiecare zi de luni până sâmbătă, inclusiv sâmbătă. Ma. Și din februarie vom face câte trei ore pe zi. Trei grupe de luni până sâmbătă. Tu când te-ai dus, erau mulți copii în sală? Intră Marian, din ce ți-aduce aminte? Mă, nu în prima 87, zi. Da, hai să ducem în prima zi, dar cred din ce ți-aduci? Cred că erau vreo 20-30 de copii erau, pentru că... Asta, iartă-mă, în sala aia semna mult sau puțin? Era o sală, păi eu am aici, avem deja 150 de copii. În 250 de metri pătrați. Sala de la Lia Manoliu cred că are 800 sau 1000 de metri pătrați. Deci e imensă. Capacitate de peste 1000 de copii acolo. Toți îi bagă pe toți o dată și nu... Eram vreo 30 și asta și de la două cluburi chiar. CSS7 Dinamo și Triumf. Eu prima dată am început la Triumf. Foarte gimnastica, tare, da. Iar după un an am trecut la CSS7 Dinamo. La Dinamo. A plecat antrenorul în străinătate și
m-am transferat la alt antrenor. Tu acum ai spus și se vede și din poze că e clar că la vârsta asta, cel puțin la copilașul ăsta mic de din față, e tot o joacă, corect? Da. La început. Nu e gând de gimnastic, el vine exact cum spui, motricitate, să-i dezvolte anumite... Noi prin joacă învățăm, așa îi și atragem. Bun. Să lucreze, vremea... să facă pregătire fizică. Nu e confortabil să faci mușchi pe brați, flotări, genoflexuri, dar noi prin joacă... Da, îi păcălești cum ar veni, da, știi? Hai să facem asta. Cu drag. Bun, la tine cum a fost? Că nu era cu joacă pe vremea aia, nu? Adică tu aveai... A fost mai multă joacă la început, după care a început și munca din ce în ce mai serioasă. Joacă? Deci, nu știu, în primele 6 luni cred că a fost 80% joacă și 20% puțină muncă. Am început, bineînțeles, cu lucrurile mai simple, anumite elemente de bază, spre exemplu, o răstogolire înainte, o roată laterală, un stâmp pe cap, un stâmp pe mâini, după care a trebuit să băgăm mobilitatea și pregătirea fizică, forță. E, aici e, mai curând. Mobilitate, fără fără puțină durere la mobilitate, e greu să depășești anumite, să ajungi la o anumită performanță. Ai iubit treaba asta cu forța sau vroiai numai să te dai peste cap? Când a venit? Păi mie nu prea mi-a plăcut. Bine, mobilitatea e o perioadă la început, că după ce devii flexibil, pe urmă doar repeți. Nu mai ai niciun fel de problemă și e chiar ok. În schimb, ce la pregătire fizică, la forță, febraia musculară, te dor mușchii, acolo nu mi-a plăcut niciodată. Dar de dragul salturilor și tumbelor și ce mai... Care urmau, făceam pregătirea fizică. Bineînțeles, în timp am înțeles și importanța pregătirii fizice, clar, forței, pentru că ai nevoie să fii puternic pe brațe, pe picioare. Tu ai iubit spate, lucrul ăsta, adică îl făceai din plăcere. La karate ai spus, domnule, deși mă uitam la filme, a scârțâi ceva, erau prea, ai nu dur, dar erau așa mai, da, cu regim cazon. Ai iubit gimnastica? Adică Da, am avut, bineînțeles, am avut câteva momente și în gimnastică când am ajuns să, nu știu, să intervină monotonia sau să intervină saturația, m-am și retras de vreo 3 ori din... Bun, dar din după sport, ai revenit. După care am revenit, mi s-a făcut dor. Și iarăși am revenit și clar că nu a fost gimnastica de vină că n-am mai vrut eu să continui. Pur și simplu, nu știu, anturajul sau pur și simplu vin anumite momente când în viață când vreau să mai mănânc și altceva, nu numai icre negre, foarte bune, dar m-am săturat. Da. Bun, tu te-ai dus din plăcere, dar la modul sincer, promite că e sincer, mai vezi plăcerea asta pe chipul lor acum? La noi copii, cum să zic, și părinții sunt cumva așa cu teamă, vin la noi, domne, dacă copilul nu-i place, putem să încercăm o ședință și după aceea să vedem dacă dorește copilul să mai vină sau nu. Și le zicem, cu siguranță. Și la noi n-a fost copil să nu zică că își dorește să mai revină, ba mai mult. Vin în primă fază pentru o ședință pe săptămână, după care copiii cer să vină de 2 ori pe săptămână, hai acolo, de 3 ori pe săptămână. Și copiii doresc lucrurile. Am înțeles. Și părinții. Pentru că știi, celebra, domne, părintele a zis că copilașul poate n-a vrut, dar părintele a zis, știi că așa se spune acum, că domne, hai du-l la un sport să facă un sport. Și ia și fă-l basketbalist. Și ăla nu vrea copilașul sau știi. Atunci e clar că trebuie să vină cu plăcere. Deci eu îmi doresc așa de la noi să creăm o bază de selecție pentru sportul de performanță și să inițiem copiii în gimnastică pentru un stil de viață sănătos. Bază de selecție, aici mă refer la faptul că înainte să ne gândim la performanță, copilul trebuie să știe să meargă corect, să alerge corect, să poată să se sprijine, nu știu, în brațe. Ai dreptate, se poate noi să nu știm să alergăm un pic, acum. Se împiedică să nu pună mâna și o rupă în 3 locuri. E, asta facem noi, pregătim copii ca dacă, în cazul în care vor să facă un sport de performanță, ei sunt pregătiți. Adică când îți vine copilul, nu mai stai să-l iei de la zero. Hai să îl învăț să alerge corect, hai să îl învăț, nu știu, un pic de mobilitate. Nu, vine copilul pregătit, îl iei de la alt nivel. După Revoluție s-a schimbat ceva în sala aia sau ai simțit că e altă? Că tu ai prins puțin, să spunem,
perioada comunistă în sală la antrenamente? S-a schimbat ceva sau tot frig? Târziu s-a schimbat la noi. De ce te întreb? Pentru că noi am dorit tot timpul performanță de la voi, nu numai de la tine, de la toți sportivii. Noi neștiind care sunt condițiile, da? De pregătire. Stai, mă, ce face? Nu luăm medalie? Da. Știi? La noi târziu s-au pus geamuri termopan, s-a introdus niște tuburi cu aer condiționat cald și rece, s-a pus o suprafață, că era un parchet de ăsta cu multe așchi vechi și... Tu te-ai plâns vreodată de treaba asta? Adică ai fi vrut să fii... Nu. Deci am făcut în toate condiții. Dacă vrei, faci. Da. Adică la noi așa era. Nu știi de ce te întreb, că tu te duci și concurezi cu unii, cu niște sportivi. Bun, până la urmă, gimnastica e gimnastică. Dar contează și cum te-ai pregătit și mental și condițiile pe care le-ai avut. Și când venea un american sau când venea un sportiv, nu știu, din altă țară, care, vorba ta, nu se antrena pe bară când ningea afară, ningea și în sală, știi? Sau era... Bănuiesc că nu e același lucru, nu? Pentru ei, comparativ cu voi. Nu e același lucru, voi, dar că... noi... Astea da, erau condițiile în România, adică adică nu erai, vedeai într-o sală că era cald și tu da, n-aveai alte opțiuni. Da, exact, domne, nu mă duc, mai am încă 3 săni. Exact. Când ai început să conștientizezi că poți fi un sportiv? Bun, gata, nu mai e joacă, începem să ne antrenăm. Sincer, de la Campionatul European de Junior din 1998. Am ajuns, să zic, printr-un noroc fantastic la lotul de junior, în sensul în care eram destul de bunicel, numai că rămăsesem fără antrenor, iarăși. Am avut doi tot antrenori timpul. Care au plecat în afară, un antrenor care a plecat în Canada, un antrenor care a plecat în Spania, iar ultimul antrenor cu care mă antrenam la vremea respectivă, la 14-15 ani, a murit, a decedat și rămăsesem singur fără antrenor. Cei de vârsta mea apucase să meargă la lotul de junior și practic a trebuit să mă antrenez singur o perioadă de aproape un an de zile. Uite, și acolo a fost un moment singur, în care singur. Câțiva antrenori m-au văzut, au comunicat la federația, luați-l că se pierde, e păcat de el și așa am ajuns la lotul. Și tu te duceai și îți vedeai de treaba ta singur pe baza a ceea ce făcuse și înainte, știi? Da. Mai erau și alți antrenori în sală, alte grupe de copii, dar eu n-aveam un antrenor sau o grupă de copii. Un an de zile? Aproape un an de zile, da. Dar acum, fără să-mi iau perie nouă, îți dai seama că aici e chestie și de voință la tine și de mândrie, pentru că mult s-ar fi lăsat. Nu știu, am 6 luni care mă antrenez de nebun, singur, nu mă ajută nimeni. Cred că am avut parte și de, să zic așa, provocări sau dificultăți, obstacole, dar cred că am avut și un înger păzitor acolo, adică cred că dacă ar mai fi durat jumătate de an, într-adevăr, poate pierdem, dar nu știu, ceva, nu știu, am avut tot timpul o chestie că am rezistat până când am avut parte de un noroc. Da. La un moment dat. Adică puteam să nu stau o perioadă da, atât de lungă. Da, după 2 luni singur, sau 3 să zici da, gata, nu da. Mai. Na, păi da, ce adică fac, mă antrenez singur? Am dus atât cât am putut, să zic așa. Nu mi-a dat mai mult decât să pot să duc. S-a fost greu în perioada aia, pentru că Mariane, aveam 15 ani, nu știu dacă... Trebuie să vină cineva să-ți spună, băi Mariane, faci asta bine, hai să facem asta, știi, tu te duci. Îmi plăcea. Deci nimeni nu te coordona, nu? Băi, cred că din când în când se mai avea un antrenor. Mamă, cum sună asta, vezi cum e unul sal acolo care... Da, da. Mi-a plăcut, în primul rând mi-a plăcut gimnastica și cred că asta m-a ținut atât de mult în acest sport și tot plăcerea asta, pasiunea m-a reîntors de fiecare dată. Cum era atunci? Pe linie feminină n-avem ce comenta, pentru că de la Nadia până aproape de zilele noastre am avut tot timp. Pe parte de băieți mai pe fost Dan Grecu. A fost într-adevăr, dar Dan Grecu care a spart gheața. A fost Urzică, după care a urmat generația de aur la masculin. În frunte, bineînțeles, cu Marius Urzică și am avut o perioadă de, cred că din 2000 începând până în 2008, cred că am câștigat la nivel european aproape tot ce se putea câștiga la nivel de echipă, individual compus, aparate și așa mai departe și inclusiv la Jocurile Olimpice am reușit să obținem locul 3 cu echipa, nu știu dacă vreodată da. A fost...
Da, din păcate așa se întâmplă, știi, în momentul ăsta gândim când vreodată se mai întâmplă treaba asta. Cred că avem nevoie de foarte mulți copii care să practice. Ei mai vin? Avem nevoie de masă și din foarte mulți copii, împărțind aceeași pasiune, de acolo se vor naște anumite E frumos ce spui, dar ei mai vin acum? Adică mai ai masa asta? Vin dacă știm noi să-i atragem și dacă se simt bine la noi. Eu asta încerc prin joacă, copiii să vină și să-și dorească să revină. Ei vin și atragi de numele tău, clar, adică mă duc să mă antrenez, să-mi antreneze multe copilul lume spune, Marian. Multe lume spune așa, dar noi dacă nu ne facem treaba, dacă nu suntem serioși, dacă nu suntem pe placul copiilor, dacă nu avem programe încât să-i atragem, păi degeaba. Corect. Nu te ajută nici numele. Și e și dezamăgirea mai mare. M-am dus la Marian Drăgulescu, am stat 3 ședințe. Deci la noi, hai să zicem că îl aduce părintele. Da, că da. E numele. Fan, da. Numele. Dacă copilului nu-i place, nu. Și se întâmplă, cum spuneam, invers. Vine părintele copilul. Teoretic, hai, o dată pe săptămână și pun copilul, trage de mână, că mai vreau. Sunt copii care zice, vreau în fiecare zi. Copii, n-avem grupe pentru vârsta voastră în fiecare zi. Da, și el nu știe cine e Marian Drăgulescu, cel mic de 6-7 ani. Probabil că i-a explicat părintele, știi, dar nu... Le pun filmulețe pe YouTube, așa, cu și mine. Și stau cu gura căscată? Da. E foarte important să lucreze și părinții, cum să zic eu, alături de noi. Că cu cât ne dau copiii mai multă importanță și interes la ceea ce facem noi acolo, la gimnastică, cu atâta sunt și mai receptivi și ei. Se uită mai atenți, adică vin așa cu mai mare interes. E o diferență uriașă între ceea ce făceați voi acum 30 ceva de ani și ce faci tu acum? De ce te întreb? Se știa, se spunea, nu știu dacă se știa, dacă e adevărat, legendele alea cu Bitancu, doamna Bitancu, domnul Belu, da, mamă, la gimnastică, la fete, regimul și așa mai departe. La tine a fost așa? Adică când am făcut o performanță? Da, cinstit. Cinstit la lotul de juniori m-am întâlnit și să știi că ține și de antrenori și ține și de sportivi. Adică ție cum ți-a plăcut să lucrezi într-un regim din ăsta calculat, clar, corect, concret, să se știe una așa? Una e sau? Un regim exigent, disciplină și așa mai departe și alta înseamnă un regim de teroare și... Da, adică pasul ăla e mititel între... și bătaie și așa mai departe. Niciodată n-am agreat și dacă era așa, n-ajungeam atât de departe, nu. Deci a fost... Deci la mine a fost ok. A fost disciplină, a fost muncă, a fost seriozitate. N-ai cum să ajungi acolo sus exact, dacă nu le-ai exact, dar... N-am avut parte. Și la tine acum e la fel, bună. Bine, deocamdată copiii sunt mici și așa mai departe, dar în curând probabil că trebuie să ușor, ușor, nu, să facă și pasul. Adică tu te-ai gândit doar la chestiile astea cu motricitate, să-i pregătești pe noi sau vrei să începi să faci și performanță cu păi, ei? Vezi pe eu, în paralel, antrenez și în alta performanță la Clubul Steaua. Și abia aștept să dau de copii cu reale calități. Acolo nu mai e joacă. Și acolo mergem, să știi că e plăcere. Plăcere foarte mare și în alta performanță. Pentru că te duci cu pasiunea foarte departe. Adică una e să ne jucăm răstogoliri și roz laterale și alta e să ne jucăm cu dublu salturi, trei șuruburi. Sunt lucruri care, cum să zic, mie mi-a plăcut gimnastica, cred că mi-a dat și doza de adrenalină. Și având și foarte multă energie, am avut și unde să o consum și să o consum astfel încât să mă atragă pe mine, să-mi facă plăcere. Știi, mulți m-au certat, chiar pe bune, ne-au scris pe YouTube, a zis, bă, tot timpul tu pe toți marii sportivi îi întreb dacă au fost copii atomici, ai întrebarea asta, au fost copii atomici. Dar uite, cred că și, uite, tu singur ai spus, cred că și din asta vine, nu ai multă energie, ai multă adrenalină, că altfel, știi, dacă bănuiesc, nu? Că dacă te duci așa, toată lumea, Ana Maria Brânză a zis, mi-au zis părinții, i-au zis fratele meu, ia-o mă și pe asta și du-o undeva, că, știi, e copilul ăla. Da, avem energie, copiii au energie. Ia-o mă, du-o undeva să consume, tu nu vezi că nu putem sta. Și uite unde ajungi. Tu... Să știi că sunt copii și copii. De exemplu, sunt copii care nu au treabă cu sportul. Și sincer, te duci da, la mai multe discipline, încerci, nu se leagă, domn. Da. Sunt cu artele, cu pictura. Da, deși cu pictura, părinții spun, domnule, eu cu maică-sa am fost, nu știu, da. Da, da. Și nu. Da, majoritatea dintre ei sunt bombe. au energie. Păi, vezi, poate ceva de tot la copilul atomic ajunge. Da. Așa am fost și noi în spatele blocului. E normal.
Pe tine te ajută asta? Acum ca antrenor te ajută, nu? Adică copilul să fie așa sau e... Mă ajută să pentru aibă că... zvâcul ăsta. Da, la noi durează ședința 50 de minute și vreau să zic că nu stau locului deloc. Deci știi cum, 50 de minute ies copii transpirați de acolo. 50 de minute care ei aleargă... 50 de minute nici n-au timp săracii să vorbească între ei, să se împrietenească. Cam zis, băi, trebuie să vedem, da, cu programul ăsta să... Cu socializarea exact, cu asta. Exact, să socializăm, da, și un pic între ei, că prea îi muncim. Dar părinții cred că sunt bucuroși că ar fi făcut treaba asta acasă, dacă nu. Și somn, da. Adică nu mai... Direct. Da. Ție ți-a fost greu? Ți-a fost greu de multe ori, asta e clar, dar ți-a fost vreodată când ai zis gata, nu se mai poate, când te-ai lăsat, nu? Da. Că noi ce vedem? Medalia, sportul așa și odată la 2 ani când câștigai ceva, veneau televiziunile și te mai băgau în seamă. Deși voi ați fost o generație cu multe medalii și ați fost băgați în seamă, cum se spune. Da. Știi care? E pasiunea pentru sport. Contează mult, gen, și la locul de muncă. Colegii, antrenorii, mulți factori pot influența decizia de a continua sau... de a te opri la un moment dat, de a reveni la un moment dat. Hai să discutăm, te rog, puțin despre prima retragere. Te-ai retras. Ce s-a întâmplat a doua zi? Domnule Marian Drăgulescu, nu se mănce la sală? M-am lăsat în 2004, la 24 de... 2005. 5. În 2005, la 25 de ani. Câștigasem aproape tot ce era de câștigat în gimnastică, adică la nivel de titluri, nu mă mai atrăgeau atât de mult, că te atrag și titlurile astea. Da, zici, mamă, hai mă, vreau să rezolv și aia. Vreau și campion european, vreau și campion mondial, și când ai pe toate zici, da, e cam multă muncă, ia să văd, mai se ajunge, merită, gata. Sau... De asta e, pasiunea te trage tot timpul și obsesia de a fi cel mai bun de a... Și în 2005 am zis eu, ia stai mă, că le-am făcut pe toate în gimnastică, ia să văd ce aș mai putea de aici să fac. Și era o perioadă, a fost o perioadă în care era moda asta cu hai pe afară să vedem ce e pe acolo. Hai să ne facem un rost afară, că prin țară, acolo l-am făcut în țară, hai să vedem și cum ești pe afară. Și în 2005 am plecat pentru o perioadă scurtă, o lună sau două luni de zile în America. Tot am fost gimnast. Și am intrat o perioadă la sală la el în America, am fost și într-un camp acolo și am apucat să discutăm destul de mult și mi-a zis că și a contat foarte mult ceea ce mi-a zis el. Mi-a zis că America nu o să plece nicăieri, va fi mereu acolo. Mi-a zis că încă arăt bine și că el crede că mai am multe lucruri de demonstrat în gimnastică și dacă îmi place să bat fierul cât e cald și să mai încerc. Foarte și când chiar nu mai pot, atunci să fac pasul. 25 și de am ani. Venit cu o poftă că în 2005 am revenit și în 3 luni am ieșit campion mondial la Melbourne. După ce ai fost acolo, pe relaxare un picuț. Da. Bine, te-a ajutat, adică, și organismul, te-a ajutat, ai intrat imediat, adică în priză. E clar că în capul meu se focuse un declic, gata, nu mai vreau gimnastică și pe urmă nu știu, am venit cu pofta aia nebună. Da. Stai, frate, ia să văd, cât de acum încolo să vedem ce... 25 de ani în gimnastica masculină e o vârstă la care te retragi? Adică gata? Pentru că în cea feminină e mult. E mult, nu? E mult, 25 de ani deja ești cam retrasă de 2-3 anișori, dacă nu de mai mult. Tu te-ai dus mult oricum, te-a ajutat organismul. Da. Te-ai dus. Am fost și norocos, să zic așa, m-a ferit Dumnezeu de, nu știu... accidentări pe care să da, nu le grave poți depăși. Și să nu mai poți să le... Da. Da. Ai avut și tu. Am avut și eu. Ai avut, am dar... Avut, da. Și eu, am avut și eu. Da. Mai nu-i da, bă! De asta zic, nu știu, cineva sus mi-a dat atât Dumnezeu cât am putut să duc. Pentru că inclusiv tot, în 2001, chiar era la începutul carierei, în 2001 am aterizat la o competiție în cap la sărituri. Mi-a trus Nicolana, am crezut că nu mă mai ridic de jos. M-am ridicat, zic, hai, că poate n-am pățit nimic. Și am mers acasă, mă rog, și am avut dureri de spate, o perioadă destul de lungă de timp și 6 luni de zile făceam așa, o lună pauză, după o lună încercam să revin. Aveam dureri, iarăși. Pauză, iarăși. Reveneam, iarăși nu puteam de dureri, iarăși pauză, de vreo șase luni. Și mi se pare că ultima oară am zis, dacă nici de data asta nu o să pot să fac, mă retrag. Și ce să vezi? Ca la stomatolog, nu te-a mai durut. Exact, de asta zic. Nu știu, în viață, de multe ori mi-a dat
Vezi, sunt multe, multe chestii fine pe care noi nu le știm, știi? Gata, că s-ar bine, fi putut să... Bine, aș fi putut să renunț din prima lună, dar astea. Te da. Ții cu dinții acolo, nu renunți și cineva când ești pe punctul de a renunța, cineva zice, ok, mă, hai să te ajut. Bine. Cine știe, poate universul lucrează, știi, când te vede că te chinui și nu am, te renunți. Hai, mă, da. Da, dar contează să ajungi acolo, contează. Știi, că dacă te-ai lăsat după prima durere, nu mai are rost să mai discutăm. E clar că s-a terminat filmul repede, la 21 de ani, da, sănătate da, da, și la revedere. Te-ai gândit vreodată, dar tot așa sincer, că o să duci atât de mult? Bun, nu. Ai prins 21, 25, s-au făcut 30? Din 2012 m-am retras și am zis că nu o să mai revin niciodată. Ai fost și supărat. A murit acolo sus. Da. Am fost și supărat că ajutasem echipa secalice la Jocurile Olimpice și tocmai pe m-au lăsat acasă și am zis, gata, nu mai vreau să o de gimnastică da. Vreodată. Și tot așa, am stat vreo 3 ani de zile. Și am antrenat la Clubul Steaua, am împreună cu colectivul de antrenori de acolo, foști colegi de-ai mei de performanță, da, da. Am promovat 3 copii la lotul de juniori, am avut o perioadă super, super bună. Și după 3 ani de zile, nu știu, mi-a venit iară, mi s-a făcut dor, mă simțea foarte bine. Eu când mă retrăsesem, avusesem și niște probleme de sănătate, ba cu glezna un pic, ba un pic cu spatele și după 3 ani de zile eram super fit, nu mai aveam nici o durere, nici o zic, bă. Și am zis, bă, ia să mai trag eu urmăz, că... o perioadă imensă pentru un sportiv de performanță, da, nu? Da, da, 3 ani și la vârsta asta... de 30 da. Și am revenit la 35 de ani. La 35, în 2015. Cred că-s puține cazurile astea. Pe la 35 se lasă de da, mulți ani, da. Da. La noi cam 28, 27 pe acolo se retrag gimnaștii. 27, eu știu când am întâlnit odată când ai venit tu la as.ro acolo, eu zic să-i ridic mingea la fileul lui Marian, nedându-mi seama, zic, mă, Marian, câte sărituri mai faci tu acum? Și tu mi-ai zis, la vârsta asta, vreo 10, pe... eu crezând că o să-mi zici 50, 60, știi? Și tu mi-ai zis, mă, la vârsta asta, da, 10 pe zi, știi? Stai că zic, n-am nimerit-o, da, știi? Da, ia să vezi cum îi zic eu lui Marian și Marian îți acum odată 50 de bucăți și eu zic, mamă, 50 pe zi. Știi că vorbeam de copii, bombe cu energie și energia asta se... Dar tu ai dus, ai avut energie, da, ai avut energia asta până acum, până pe final de carieră? Ea nu s-a terminat, nu? Că altfel nu poți să o duci, bănuiesc, am ok. Am avut nevoie, normal, de explozie, mai ales la gimnastică. Din experiență, din... Dar da. Știi care e fapt? Nu mai o ai zilnic și nu o mai ai pe o perioadă mai îndelugată de timp. Adică, uite, spre exemplu, copii acum, 50 de minute și... Ar mai duce lejer. La fel, când aveam 20 de ani, rezistam un antrenament de 2 ore jumate. Te uitai la ceas, bă, a trecut, dar te mai băgam. Da. Adică nu-ți dădeai seama când. Cap-coadă. De la ce până da, și pe parcurs ea se diminuează. E da, logic, rog, da, la 40 da, de ani nu mai da. Poate să mai fie ca la 21. Da, da. Da, și, da, da. Aici nu e despre cancan și despre subiecte de genul ăsta. Ai suferit? Nu, nici n-are rost întrebarea asta. Cum te-ai simțit atunci în 2012? Adică de clar că ai fost... E cea mai mare dezamăgire, bănuiesc, nu? Da, 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 da. Dar da, tu n-ai fost anunțat. Știu că te-au sunat cei de la Gazeta Sporturilor sau ceva de genul ăsta, parcă ți-a zis, Mariane... Da, eram în probe, că trebuia să mai demonstrez că dacă sunt de performanță sau nu. Nu, am fost tratat destul de... Da, nu comentă. Nu, n-a fost... Dar tu știi, în sufletul tău știi unde s-a produs uitarea ta? Măi, fără să dă, adică, repet, aici da, nu este da. Despre scandal. Să știi că am observat în viață... Nu știu, nu știu dacă noi românii, dar cred că nu doar noi românii, în general, rasa noastră, nu știu, când cineva devine foarte bun sau îi merge extraordinar de bine, o perioadă foarte lungă de timp, nu știu, la un dat apar și persoane... Invidioase? Știu, exact, invidioase. Păi eu, dar din domeniul ăla sau ceva? Adică eu... nu-i faci ceva lui neapărat sau ceva, da, dar direct. Pur și simplu, bă... Hai bă, să mai vină și altcineva că ne-am plictisit de ăsta sau nu ne mai place ăsta sau nu știu. Da, cum i-a plăcut Cristiano Ronaldo și cu Messi. Vorba ta, nu ne încurcă cu nimic că el s-a dus să câștige acolo 200-400 de milioane. Dar de ce câștigăm la Arabia atâta? Da, da, avem bun, dar tu puteai asta. Să ajungi la modul concret. Da. Că aici nu mai discutăm despre ceva că dacă s-ar fi dus,
Nu? Da, adică da. Era clar că aduceai un... Oamenii n-aveau un lider în momentul ăla, din câte mi-aduc aminte, nu? Băieții. Băieții au clacat la nivel de echipă. La nivel de echipă. Adică ei un pic... A încercat introducerea unor sportivi mai tineri. Da. Dar care aveau nevoie de un lider, de un bătrân, ca să-mi dă un om cu experiență. Păi, clar, la vremea respectivă, în 2012, păi, rezultatele au fost foarte slabe, da. Da. Și care e faza? Că oricum toate lucrurile se întâmplă, să zic așa, cu un motiv. Faptul că n-am mers atunci, în 2012 la Olimpiadă, uite, m-a ambiționat și m-a făcut să revin în 2015. Tu gândindu-te atunci că gata, e la revedere. Supărat? Exact. Nu exact. Avem ce să mai comentăm. De asta zic. Sunt 3 ani de zile în care n-ai mai vrut. Da, n-am mai vrut. Cred că de aici nu pleca. Nu ajungeam să particip în 2017 la campionatul european. Da. Cea mai dragă medalie mea, adică mi-am văzut și încă unul din multe, să zic, dorințe de ale mele, să particip la un campionat european cu 6.000 de români în sală și să cânte imnul odată cu mine. Adică chestia asta n-au avut parte în gimnastică. Deci cred că număr pe degete cine a avut parte de așa ceva. Și la vârsta aia. Și după retras 3 ani. Nu, dar zic, noi n-am organizat așa în România. Da. La noi toate campionatele importante au fost afară. Cu 300-500 de români. Care erau pe acolo, veneau cu un steag, conta. Da. La imn astea, dar să fie sala. Să vibreze. Nici Nadia cred că nu. Da, îți dă aripi clar treaba asta, nu? Da. Adică la cât ești tu de bine pregătit, oamenii ăștia când îi auzi acolo, îți adaugă ceva, nu? Da, stai seama, o recunoaștere, uiți toată munca depusă, adică satisfacțiile sunt uriașe. Dar nu te-ai gândit în viața ta că o să ajungi la 40 de ani să te mai duci la Jocurile Olimpice? Am luat-o din aproape în aproape și la un dat ultimele două cicluri olimpice am luat-o din ciclu în ciclu. Adică am zis, dacă mă înham să merg mai departe, mă înham pentru următorii 4 ani. La un moment dat nu mai erau ca și obiective pentru mine europene sau mondiale, că aveam 8 de aur la mondiale, 10 de aur la europene, nu mai erau motivație pentru munca, destul cum de... Cum sună asta, știi, când ai multe, vezi? Da. Știi? Și atunci Olimpiada era... Da. Targetul meu, obiectivul cel mai mare care mă făcea să mă ambiționez și în sală să trag tare. Bun, eu mă mai cheamă și pe mine oamenii la podcasturile astea și mă dau și eu specialist și spun așa și nu mă ascund. Domnule, Marian Drăgulescu a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo la 40 de ani și jumătate. Corect? Că a fost 2020, dar s-a dus până în 2021 și așa. Bun. Și eu vin și spun așa, omul ăsta are experiență, etc., medalii și așa mai departe. Dar în sala în care el se antrena pentru aceste Jocuri Olimpice sau la un concurs nu neapărat, nu mai există niște copii care să aibă voință, băi, vreau să-l bat pe unchiul ăsta? Vreau să-l înving, adică mă gândesc perfect. Tu ai ani de viață, experiență și așa mai departe. Dar orgoliul la copiii ăștia unde e? În așa fel încât să spui, băi, Marian Drăgulescu reprezintă România, e singurul, dacă ai fost singurul la Tokyo, nu? Și au mai fost două fete, dintre care una accidentată. Și... Bun, n-ai mândrie, n-ai orgoliu? Ăla, uite, Marian Drăgulescu de acolo are experiență, ani de zile de... Mă, dar eu am 16 ani. Unde s-a pierdut asta, Marian? Că eu vreau să te înving. Cred că sportul în general, în rândul copilor, în rândul adulților, este foarte important. Acolo ne luăm aceste valori și aceste... Te văd în sală, dar vreau să te înving că tu ai 40 plus și eu am 17 ani. Și exact cum spui, tu ai fost nenicule la mondiale, la europene, lasă-mă și pe mine. Dar tu trebuie să demonstrezi treaba asta. Acolo învățăm cel mai bine, să ne autodepășim, ne depășim limitele, să lucrăm individual și în echipă. Tu ai făcut treburile astea, că ai trecut de fiecare dată și după accidentele, n-ai mai găsit unul lângă tine? O să spui, păi stai că a mai existat, știu. Atâta timp cât am fost sportiv de performanță, adică să nu vină cine... poți să faci și pe antrenorul. Pentru că și sportivii, adică e foarte importantă poziția din care dai o indicație sau... Bun, poziția... dar ajunsesești la 40 de ani, Marian. Am înțeles. Și trebuia să vină cineva. Uite cum a fost cu Maldini, cu Barezi, cu domnule, prestanță, 35 de ani pe teren și așa mai departe. Dar au fost și unii care au crescut lângă ei și au zis, stai mă puțin, unchiul ăsta cât mai stă pe teren?
Hai să demonstrăm și noi că putem. Că așa, eu, practic, Marian, trebuia să te retragi la 50 de ani sau să mai faci acum. Da. Nu? Eu întotdeauna mi-am dorit să fiu cel mai bun și încercam să cum să zic, să mă uit la alții mai buni ca mine și să-i ajung și să-i trec. Adică tot timpul ăsta... Da, asta ai avut în minte. Reperele mele, da. Bun, și l-am prins și eu și pe Urzică, care era deja, când am ajuns, era campion mondial, era campionul, adică mă uitam la el ca la icoane. Și nu m-a oprit, din contră, am zis, mamă, și eu, vreau și eu acolo, vreau și eu de ce acolo. Nu mai vine cineva din urmă care să facă treaba asta? Știu că tu acum am... Sunt și multe, cred că, multe atracții. Da. Nu știu, bă, YouTube-ul, da. Internetul, Mall-ul, site-urile, telefonul mobil. Da. Tu n-ai, pe vremea ta erau mult mai puține, logic. Erau mult mai puține, dar să știi că, și care e fază, noi ne-am găsit o pasiune comună la gimnastică. Atunci când ne-am adunat și am format echipe și mergeam mai departe atâția ani, am avut tot timpul lângă mine copii cu aceeași pasiune ca și a mea. Dar aveam și valorile astea. Vreau să prind echipa, vreau să, uite, ambițios. Și unde am murit astea? Că nu știu, cred, 20 de ani de atunci, nu? Și cu toate că părinții mei, să știi că nu s-au băgat în... Niciodată nu, deci mi-au zis nici du-te, nici tine. Nu te mai du, nici... Să știi că din punctul ăsta de vedere am avut... Au fost alături de mine atunci când am avut nevoie sau când m-am dus la ei să le cer ceva. La modul ăsta, adică în sensul în care nu m-au încurcat, nu m-au împiedicat niciodată. Te-au lăsat în pace și când ai avut nevoie de dumnealor? Sunt unii părinți, sincer, sunt unii părinți care se implică prea mult și la un dat, nu știu, copilul... E sufocat, exact. Sunt unii prea dezinteresați, alții care se implică prea mult. Da, trebuie să fii tot timpul pe mijloc. La mine, nu știu, am avut parte de părinți... Exact de părinții de care am avut nevoie pentru ce am făcut eu. Bună asta. Și da. Cred că în școală, cred că am prins o bună perioadă de timp din școală, nu știu, educația asta, rușinea, responsabilitatea, nu știu, seriozitatea, munca, respectul, exact. Respectul. Bun. Discutăm de o perioadă de 20 de ani. Știu ce o să vii să spui, că s-a schimbat, Cătăline, societatea, cultura, mentalitatea, asta este clar în acești 20 de ani. Marian, e vorba să găsim 5-6 inși care să vă calce pe urme, nu mai mult, nu trebuie 200, da? Care să vă calce pe urme și care să ducă mai departe, că tuturor le spun, nu-i vina noastră că voi ați obținut medalii, că voi ne-ați învățat așa, nu? Și atunci, în momentul în care eu spun că se duce doar Marian Drăguleț la Jocurile Olimpice, stai, mai găsim încă 3. Larisa Iordache, 7 operații nereușite, dureri crunte. Păi nu mai găsim încă 3? Păi, adică aici e treaba, nu? Nu e chiar ca să mai găsim încă 3, păi ar trebui să avem la fiecare club din țară cel puțin, nu știu, 30-50 de copii, ceea ce nu se mai întâmplă. Plus că nu mai avem atât de multe baze, săli de gimnastică și... Nu mai, nu știu, trebuie să redevină popular gimnastica. Și nu mai e acum în momentul ăsta? Dacă te uiți la ce a avut România la Jocurile Olimpice, la ultimele Jocuri Olimpice, o sportivă care s-a retras la cât? Maria Holbură la cât? N-avea 20 de ani și s-a retras, nu? Da. Marian Drăgulescu, 40 de ani jumătate. Da. Și Larisa Iordache calificată doar pentru că a fost problemele cu COVID-ul. Mândria ei și un antrenor nebun, în ghilimele bine, care i-a spus, auzi, bă, nu vrei să încercăm? Păi da, dar uite cum am eu piciorul. Hai, mă, să încercăm. Adevărul adică... este că de un an, doi, nu știu, de câțiva ani, a început să se practice gimnastica în sălile de gimnastică din țară și pentru amatori. Până acum nu putea nimeni să intre într-o sală de gimnastică, doar așa la nivel de amator. Se cerea performanță și atât. Și cred că aici s-a greșit pe undeva. Că am observat și pe afară, prin America, prin Franța și așa mai departe, copiii vin și fac mișcare la gimnastică și au mai multe nivele și fiecare practică până la nivelul la care își dorește. Adică poți să faci în alta performanță sau poți să te oprești la cel mai mic nivel. Dacă tu îți dorești să vii la sală de gimnastică, să dai din picioare, să stai cu capul în jos și așa mai departe, ai unde. La noi nu prea ai avut unde.
Intrai în sală doar dacă știi că te ții de treaba aia. Exact. Și că vrei să faci gimnastică de performanță. Exact. Și, da, și că te potrivești și că asta îți dorești. Și să știi că, uite, prin Academia Maria Andrăgulescu, cu asta încercăm noi să facem. Să vină copiii și să testeze, să încerce acest sport și să-i pregătim, cum spuneam, pentru stil de viață sănătos în primul rând. Corect. Și pentru un alta performanță ulterior. Și cum am deschis Academia, și Nadia Comăneci are o sală de gimnastică în Otopeni. Avem și la Târgu Mureș o sală tot așa cu grupe de copii care sunt inițiați în gimnastică. Ușor, ușor noi în privat deschidem săli și atragem copiii către... Ai zis bine, s-ar noi în putea, privat. S-ar putea noi să... Da, să urniți. Să urnim, exact. Dar asta înseamnă că trebuie să mai așteptăm ceva. Nu se poate peste noapte, da. Dar trebuia început de undeva. Pentru și 2024 avem, avem vreo așteptare pentru Paris? Nu știu la nivel de performanță așa, câți copii sunt în țară la loturi și așa mai departe. Nici măcar la feminin? Nici măcar, mai ales la feminin. La masculin avem un lot de fapt se încearcă calificarea la individual, pentru că cu echipa nu avem nicio șansă, iar la individual e posibil cu un sportiv. Vorbești de masculin maxim acum. Doi la masculin. Masculin. Da, cu echipa nu mai avem nicio șansă. La feminin, nu știu. Poate Larisa sau Diana Bulimar. Când se torc de la din astea de supraviețuire. Exact. Ele cred că dacă s-ar... Larisa spus... antrenează la clubul Dinamo. Știu, dar mi-a spus Oprișeni, eu de-abia puteam să ajung mergând până la Bârnă la Jocurile Olimpice, dar păi să mai mă urc pe ea și... Da. Păi și de ce te-ai dus? Păi a zis, a fost nebunia unui antrenor care mi-a zis, mă, nu vrei să faci? Uite, mai avem concurs, acum aș putem să ne calificăm. Și m-am dus. Dar vezi ce ar fi fost să fi fost ea cu picioarele ok, ca să zic așa, neaccidentată, da, mai da. Stăteam de vorbă. Da, da. Din păcate... Astea da, și cu organismul. Na, cât nu poți să-l comanzi. Da, da. Cât ține. Eu am avut noroc că na, uite, m-a ținut până la... Dar mai sunt cazuri, așa mai știi, de gimnaști? Nu există, nu? Să fi dus până... Da. Păi uite, este, spre exemplu, o sportivă din Uzbekistan, Shushovitina Oksana, da. Care e mai bătrână decât mine și cred că am văzut-o acum pe internet și acum mai... cochetează așa, nu știu, la competiții mici mi se pare, dar da, ea are 46-47 de ani are. Păi, te vezi, te-ai retras de vreme. Da. Da, te-ai retras bine, de vreme. La mine ori e, ori nu mai e. Adică ori vârf, ori așa. N-ai de-astea de mijloc. N-am de mijloc, nu. Nu e, e muncă. Și e greu. Dar ai putut să te adaptezi. Da, să te adaptezi. Prima ai nevoie zi că, de motivație. Nu, e clar că ai spus, gata, domnule, mă retrag. Când stai retras, nu mai exista a patra revenire. Când acum? Da. Ce ai făcut în prima zi? Să știi că în ultimii 2 ani deja mă gândeam că... A, te gândeai, deci nu... Că da. Elasticul s-a întins de... Să nu se rupă, da. Exact. Nu cadă pantalonii de a pe tine. A mai venit și pandemia și a mai prelungit cu un an, că ar fi trebuit în 2020 să fie Olimpiada. Te-ai dus până în 21 în toamna, în vara, toamna. Și cu pregătirea aia, ba, pregătește-te că ai concurs, ba, stai că s-a anulat, s-a amânat. Da, da, sigur. Nu știu. Dacă se mai face, îmbracă-te. Îmbracă-te că nu te mai... Cam așa a fost ultimii 2 ani. Da, da. Dacă n-ar veni pandemia, mai trăgeai? Da. Trăgeam, oricum am tras cât am putut de tare. Acolo s-ar fi putut mai mult la Tokyo sau ăsta a fost maxim? Nu, maxim. Maxim. Deci am tras de la... Gata, ai tras de la... Da. Da. Da, era ca mustața lui Tom, știi, din desene. Ding, da, ding, ding, ding. Dacă îmi schimbam sângele, poate... Da, nu. Oamenii acum, când te întâlnești pe stradă, dar tot așa, la modul sincer, fără modestie, își dau seama de cine ești? Da, da, bineînțeles. Inclusiv adică, cu promovarea Academiei, să știi că eu merg prin școli, mă întâlnesc cu părinții, cu copii. Deci tu faci exact ce făceau antrenorii de acum 40 de ani, exact. Pentru că Maria nu se mai face asta, clasică. Cu excepția la sporturile pe apă, un canotaj, da? Unde se mai duc profesori, ia ăla mai soliduț, ia hai, sau doam soliduță. Deci tu te duci acolo, în școli. Da, suntem păi peste, sincer, suntem normal, peste dar... tot, să știi. Suntem pe site-urile de socializare, să știi că avem conturi peste tot. Avem pe Facebook, Academia Maria Andrăgulescu, pe Instagram, pe TikTok,
Da, trebuie să avem la pe corect. Google site, ne găsește numai pe Google Maps, Academia Marea Andrăgulescu, locația le apare direct dacă e normal, scrie. Vezi să te adaptezi. Da, trebuie să te adaptezi. Suntem în școli, suntem pe pliante, suntem pe postere, sunt peste tot. Visul tău este să găsești. Și suntem și la voi, și la emisiuni, exact, peste da, tot. Da, da. Da, pentru că Marian, vreau să vă spun, el a fost cel care a spus, domne, vreau să vin să-mi promovez treaba asta acum 2-3 luni, da? La radio, da. Da, nu? Și da. După aia și la Liana și așa mai, dar e normal într-un fel. Visezi, știi cum întreabă ea bătrânii gazetari, Marian, visezi să găsești un nou Marian Drăgulescu? Visezi să găsesc un nou Marian Drăgulescu, un, nu zic nou, un actual David Popovici, o nouă Simona Mânar, cum spuneam. Mi-aș dori ca din Academie să plece copiii pregătiți pentru alte sporturi de performanță. Și da. Noi îi pregătim pentru. Dar zi-mi, te rog eu tot așa, sincer, ceea ce se petrece acum în sportul românesc, nu dăm nume, nu nimic, cu aceste performanțe ale acestor sportivi, sunt miracole? La condițiile pe care le avem? Vorbim general, că acum oamenii o să vină să spună, dar ce vrem ăla, n-are bazin, dar uite că ăla are sală de sport. Vorbim sportul românesc în general. Sunt niște miracole? Cam da, pentru că sunt destul de puține. Spre exemplu, uite, cum am fost noi generația de aur. Păi noi când am avut o echipă, cu toți am fost buni în echipa aia. Bine, unii genial, dar formă următorii da. Erau și ei acolo, ne luptam. Te bazai acum pe ei, cum se zice. Un Popovici și după el... S-a retras și Glință, la revedere. Da. Adică, nu mai știm altul, mai e un băiat care sunt foarte, de l-a învins foarte pe, Maria, pe Popovici, pe e, David. Uite, Popovici ar fi trebuit să vină cu o generație de vârsta lui, toți pe acolo. Nu, hai nu locul întâi, dar am primit eu peste tot în lume. Dar aici e vorba de părinți, de meritul părinților, de faptul că au știut să-l țină, deci așa mai departe. Dar mai trebuie să mai găsești că... încă 5 părinți, încă 5, știi? Da, da. Dacă nu ai... Dar la nivel de stat... Așa, ca organism, nu se mai face nimic, nu tot prin chestiile astea, prin dacă ai o mamă și un tată care se ține de tine, nu? Da, da, da. Părinții contează mult. Gimnastica e un sport costisitor? Nu. Nu? Nu, absolut deloc. Că nu îți trebuie echipament, îți trebuie o din asta pe tine și atât. Da, nu, la cluburile unde se practică în alta performanță le asigură inclusiv la Steaua încep să apară muguri măcar, așa muguri, ca precum avem, biocelul. Lucrăm cu copii de cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani și mergem cu ei la competiții la mai multe nivele. Tu simți respectul ăsta? Ei nu ne aud acum, glumim. Tu simți respectul pe care tu îl nutreai pentru Marian Urzică, să spunem, pentru Marius Urzică. Îl vezi acum la copiii ăștia? Adică, dom'le, pe mine mă antrenează Marian Drăgulescu. Una este Marian să mă antreneze o doamnă profesoară de educație fizică și sport, care în tinerețe a cochetat cu gimnastica și știe cu ce se mănâncă. Și alta este aici la spate să mă îndrepte sau să mă îndoaie. Să știi că sunt copii și copii și generații și generații. Între 2012 și 2015, când am antrenat la Clubul Steaua, 3 ani de zile, am avut parte de niște copii care ne idolatrizau pe noi, foștii mari sportivi, performeri, la propriu. Și, dar acum, în schimb, de când am revenit, avem câteva generații de copii care îi împingem noi foarte mult de la spate. Inclusiv nici părinții nu-i... Adică am așa un pic senzația că noi ne dorim mai mult decât își doresc părinții și copiii la un loc. Cum e asta? Da. Cum e asta, știi? Și adică, bine, îți trebuie și cu puțină cultură sportivă și așa mai departe. Adică mă gândesc că în orice sport, eu dacă m-aș duce și copilul meu ar fi antrenat de un campion olimpic, un campion mondial, un campion european... De asta zic, că și știi, părinții adică, contează. Uite, spre exemplu, la Academia Marea Andrăgulescu vin cu copii de 3 ani, 4 ani, 5 ani. E clar că suntem alte generații. Da. Măi, dar părinții, cum să zic eu, le-au arătat copiilor ce antrenori există da, în sală. Da. Tine, uite, marele campion, uite la YouTube și copiii când vin, wow! Deja, cum să zic eu, o vorbă în plus spusă de un părinte... Te ridică și pe tine ca antrenor. Corect. Și copilul e mult mai atent, își dorește să... Marian, am mai stat de vorbă, dar știu că de aici pleci, deci să știți că a venit cu motoreta, cu cască, pentru că umblă în tot Bucureștiul. Dacă vedeți, să nu credeți că este de la băieți de ăștia care distribuie mâncarea, e Marian Drăgulescu, care aleargă, deci tot programul ăsta la în fiecare zi, deci de la Steaua, după aia la Academie, la umbli peste tot. Da.
Și în traficul ca ăsta toată lumea. Da, corect. Da, știi, băi, de ce Cătălin, ești la radio, da. Ești ce corect. Vrei? Tragem niște concluzii, deci, din păcate, pentru 2024, ca să nu ne facem, vorba lui Neimienei, să nu ne facem iluzii pentru a nu avea deziluzii, Marian, nu-i așa? Știi? Ne-ai spus cum stăm. Dar să știi că nu numai noi, în general, nu zic, majoritatea... Și chinezii s-au pierdut pe drum? Majoritatea, să zic, da? Țărilor au avut perioade și perioade. Perioade în care au avut generații foarte bune, în care erau numai pe primele locuri și generații în care nu se mai regăseau. Și rușii au trecut printr-o da. Perioadă de asta. Păi, și Maria, America noi, și... Noi nu ne mai nostru, sper să ne ridicăm. Da, noi nu ne mai regăsim de aici, mult. Aici. Contează cât e perioada asta de negăsire. Da. Și atunci trecem pe chestiuni private și mergem la Academia lui Marian Drăgulescu. Noi sperăm deci să... Deci poate să vină oricine. Atenție că după aia să nu mă înjuri. Băi, au venit ăia mulți acolo, da? Duceți că noi trebuie să le spunem oamenilor. Deci intră, te găsesc Academia Marian Drăgulescu. Și de acolo vorba ta, există Waze, există Google Maps-uri și așa mai departe. Exact. Și să dea un telefon să-și... Dacă ajungeți mari sportivi, fiți atenți că asta rămâne distrat. Băi, la Oprișan, la Vreau Să Știu, la Ori și așa mai departe, veniți și voi cu un grătar de mititei și cu apă cu tuneric. Marian Sărumâna, mii de mulțumiri. Nu cred că am spus mulțumesc că eu. Prietenii de la Orange Sport sunt alături de noi și cred că am uitat asta și îmi fac mea culpa. Patru canale dedicate și spun de fiecare dată că acolo nu e vorba numai despre fotbal. Contează enorm. Fără să încercăm, știi, să dăm fotbalul deoparte, dar România asta e fotbalul. Ei, oamenii ăștia au și alte discipline sportive pe care vi le prezintă. Intrați de asemenea și pe orangesport.ro. Există și una bucată aplicație pe care puteți să o descărcați și bineînțeles duceți-vă copiii la Academia Marian Drăgulescu. La Bobocica, ca să nu mai... nu? La Bobocic. Marian, mii de mulțumiri. Acum te sui pe motoretă, cască. Cu drag am venit și cu drag vin de fiecare dată. Știi că am fost în mai multe locuri. Și la radio și aici. Mi-e rușine de Ana Maria Brânză că a venit după mine, că a zic așa am vreo 6-7 locuri. Și zic, măi Ana, nu mai știu ce să mai te întreb. Să ne jucăm niște jocuri, să facem un cup din ăla, să jucăm table. Că îi știu toată viața. De la primele, știi, medalii, când era blondă. Nu contează tot publicul, target. Da, și trebuie să știe. Noi, Marian, terminăm aici de fiecare dată cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care ne-am râs. Hai să terminăm astăzi. Duceți-vă copiii la, nu neapărat la Academia Marian Drăgulescu, duceți-i să facă sport. Am înțeles, am crezut că zici un banc acum, că zici că n-am râs. Duceți-vă Academia, Nu, duceți-i acolo pentru că ați văzut ce a spus. Nu neapărat trebuie pregătiți pentru gimnastică. Da? Trebuie să aibă motricitate. Și cu asta chiar am terminat. Profesor de basket adună 8 copii, caz real 100%, întâmplat anul trecut și le spune așa. Să le vadă și el motricitate. Prima lecție. Ia adună unul mai grăsuț, unul mai mititel, 6 băieți, 2 fetițe. Câți dintre voi v-a suit în copac? Bonsai de ăla? Da, cheliuță, așa li se vede la tot. Și a zis de ce? Păi părinții nu ne lasă, că a zis că e periculos. Da. Bine, zice, dude de pe jos mâncați? Ce să alea dude? Și a zis, hai să luăm o minge, să aruncăm la coș, că asta e din păcate. Mii de mulțumiri încă o dată. Dragi prieteni, punct final aici. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Duceți-vă copiii la sport. Vreau Să Știu Sport. Orange, prietenii noștri, Orange Sport alături de noi. Toate cele bune, numai bine, la revedere!